Lovitură pentru Vladimir Putin. UE a luat decizia finală. Lovitură puternică pentru Vladimir Putin. Uniunea Europeană a luat o decizie de ultimă oră care vizează direct Rusia. Ce se întâmplă chiar acum? Informația momentului în plin război. Vladimir Putin primește o lovitură puternică din partea Europei, care se adaugă la valul fără precedent de sancțiuni care afectează Rusia. Potrivit AFP, în total, trei instituții importante din UE au decis să interzică accesul pentru lobbyștii companiilor ruse la Bruxelles, în sediile lor. Anunțul a fost făcut de reprezentanții instituțiilor, care precizează că decizia vine ca o completare a sancțiunilor impuse de UE față de războiul declanșat de Rusia în Ucraina în urmă cu aproape patru luni de zile. Primul pas în acest sens a fost făcut de Parlamentul European, care a anunțat încă de la începutul lunii că nu va mai primi reprezentanții ai companiilor ruse în clădirea sa. O interzice accesul lobbyștilor ruși în clădirile P. Începând de acum, reprezentanții companiilor ruse nu vor mai fi autorizați să intre în clădirile Parlamentului European, a anunțat la începutul lui iunie aceste instituții, Malteza Roberta Metzola. Totodată, acesta adăugat că UE nu are nevoie de propagandă și nici de povești false sau toxice despre războiul declanșat în Ucraina. Nu trebuie să le lăsăm niciun spațiu pentru a-și difuza propaganda și poveștile false și toxice despre invazia asupra Ucrainei, a adăugat ea. Alte două instituții care au luat decizii similare au fost Consiliul și Comisia Europeană. În cursul zilei de joi, reprezentanții instituțiilor au anunțat că reprezentanții companiilor ruse nu vor mai avea acces în clădiri. S-a dat instrucțiunea de a numai prin persoanele ce reprezintă un interes rusesc, au confirmat joi reprezentanții acestor instituții menționăm faptul că decizia Comisiei Europene și a Consiliului vine cu doar câteva ore înainte de organizarea summitului european în care se va discuta despre situația Ucrainei și totodată vor fi renuite și sancțiunile adoptate împotriva Rusiei după anexarea peninsulei Crimea în 2014.